acasă la mine, mergi cu mine acasă. Hazem. Hai acasă la mine, Hazem, nu te rușina. Vai. Tata? Ce era, te-ai întors? Da. N-am înțeles, dar cine este fetița asta? Acum o să spui. E un prieten de-a ta? Nu. Dar cine e fetița? Eu când am fost la policlinică, am așteptat mult doctorul și am hotărât să merg în parcul de alături, aha, la locul de joacă. M-am jucat și am observat-o pe ea, stătea pe un scaun, plângea, era foarte tristă. Când am întrebat-o, ea vorbea pe limba rusă. A spus că are 7 ani, doar asta mi-a spus. Că nu este de aici și că s-a pierdut. Noi am stat foarte mult timp acolo pe scaun să o așteptăm pe mama ei. Eu am crezut de la început că ea s-a dus la magazin după apă, poate după înghețată, cine știe. Ne-am jucat la locul de joacă, am mers prin parc, am căutat mama ei, dar nu a venit. Ești pe mine, de ce nu m-ai telefonat? Mi s-a descărcat telefonul. Nu am înțeles. Și ce se primește? Că fetița aceasta... S-a pierdut. S-a pierdut? Da, și eu nu știu unde este mama ei. Aproape toată ziua am stat. La locul wow, de joacă împreună cu ea. Stai să ne gândim. A scăpat și doctorul. Ce trebuie să facem? Las că nu e nimic strașnic. Trebuie acum să ne gândim foarte bine cum să facem noi... Ca să o găsim. Păi... Nu ne înțelegi pe noi, da? Ce vorbim? Nu, eu nu înțelegem. A, e vorbește în altă limbă, da? Da, rusă? Da. Uh-huh. Da. Ce să facem noi acum? Nu mai numim poliție, de orice să iei și să ducă la... Nu mai scrim noi la poliție, da, nu la poliție. Că să ducă la orfelinat. Nu mai duce la orfelinat, noi să anunțăm poate și poliția, asta nu înseamnă că să iei la orfelinat. Noi să anunțăm poliția că s-a pierdut un copil, dar o să-i spunem că... O să stea la noi, tu ai luat-o la noi. Va fi în siguranță. Ești la poliție în siguranță, dar la noi acasă o să rugăm și o să lăsăm numărul meu de telefon la poliție. Păi noi acum ce avem nevoie? Noi trebuie să scrim numai decât ceva anunțuri, să mergem să le lipim. În parc, prin preajmă. Sau, da, o să vedem noi acum și unde să lipim. Trebuie să scrim și la ziarul nostru din oraș că s-a pierdut o fetiță. Ce mai important că nu este de aici. Păi ți-am spus că nu este de aici, da? Mm-hmm. Am întrebat în limba rusă și a spus că nu e de aici. Cu mama atât a venit la spital. Mm-hmm. Am înțeles. Bun, dar cum sunt? Limba rusă o întreb? Da. Poți și cușite? Nu vrea să mănânce, da? Dar, Ghirăcica, tu hai, eu cât stau, mă gândesc acum ce fac și în primul rând ce facem? Dă-i niște haine să se schimbe. Acum. Niște haine, uite-te să se schimbe. Ce să facem noi? Hai, dar întâi schimbați-vă. O să mâncați. Da, dă-i ceva. Ierăcica, și azi te-ai dat să te preadenești, da? Așa, deci tu i-ai dat niște hăinuțe, da? Cu ce să se schimbe. Preadenești-te potom, hărășa? I-am spus să se schimbe. O să te schimbe, așa. Hai duceți-vă, spălați-vă pe mâini. Eu acum o să mă gândesc. Duceți-vă întâi la baie, spălați-vă pe mâini. Pe urmă fetița o să se schimbe. Uh-huh. Dar eu o să mă gândesc. Hai repede, spălați-vă mânuțele și veniți încoace. Și tu să scriu un anunț pe urmă, da? Acum o să scriu anunț. Trebuie să mă gândesc cum să formulez acest anunț. S-a pierdut o fetiță. Și... Dar câți ani are ea aproximativ, Ira? Câți ani are? 7 ani. Merge la școală în acesta. 7 ani, ți-am spus că are, da? Da. 7 ani, bine. 7 ani. Ce culoare la ochi are? Ai, eu cât o să scriu acum și ești că veniți încoace. Da. Tu gătești ceva să mâncați împreună cu fetița, bine? Să zici. Mâncați, dar ceva. Cu ce pisări frumoase. Ochii de culoare albastră sunt, da? Da. Că asta tot este foarte important în anunțul nostru când o să scrim, că s-a pierdut o fetiță, trebuie să scrim așa. Are genele foarte lungi. Vârsta 7 ani, ochii albaștri, înălțimea medie, statura, așa mă uit eu dacă e pentru vârsta de 7 ani. Părul brun. Părul brun, da, și așa, să spunem, slăbuță, da? Puțin. Da. Dar nu este nimic.
E poate și este și flămândă. Eu am întrebat-o dacă vrea, dar ea a spus că nu vrea, da? Păi este timidă, da? Da, este rușin de orice. Uite ce fetiță drăguță. Cu greu mi-a răspuns. Hai, dar tu era, poți singurică să organizezi ceva ca voi să mâncați? Da, dânsa, da? Sigur. Fetiță. Hai, duceți-vă doar la bucătărie. Ce-am făcut și ei deodată, duceți tot la baie, deodată luați și schimbați-vă cu păinuțele și tu tot te schimbi. Și voi cât mâncați, eu dar acuș o să scriu un anunț și o aștept să vie și mama cu Andrieș. Da. Și o să mergem împreună și o să lipim aceste anunțuri, da? Da. Și mama să scrie și pe Facebook. Da, lasă mama o să scrie, eu și o să mă gândesc cum să scriu eu, cum să formulez corect acest anunț ca să fie clar. Da, nu s-a întâmplat la noi încă niciodată așa, ca să găsim pe cineva un copil străin. Dar Irașca, tu mă auzi? Da. Vreau să-ți spun că ești bravo, într-adevăr, dacă... Nu este nimic strașnic dacă nu-i fost. Mănâncă, da? Da. I-am dat orez cu carne și salată. Da? Bravo, las-o să mănânce. Păi și... Eu am crezut că o să mă cerți că am adus acasă. Ei, da, dar de ce să te cert? Păi asta poate să întâmple cu oricine. Asta este foarte bine că tu ai procedat în felul următor și ai dus-o acasă. Niciodată, chiar dacă vezi că cineva s-a pierdut și chiar cum ai stat tu astăzi, ai căutat mama da, ei da. Și n-ați găsit-o, bine că ai dus-o acasă. Lasă că acasă la noi este în siguranță și noi o să găsim numai decât părinții ei. Da. Dar nu ți-a spus, are mamă, tată, surori. A spus că se plimba cu mama în parc. A fost tot la părinții. Numai cu mama a venit? Păi da. Tu îți dai seama ce se petrece la mama ei în cap acum. Trebuie numai decât acuși urgent să mergem să lipim aceste anunțuri, că eu cred că mama ei tot undeva pe acolo și o caută, da. Dacă a pierdut-o. Tu ne-ai găsit-o? Eu la locul deja că în parc acela nou, care cu topogane mari. Tu în parc ai fost? Da. Aha, am înțeles. Păi dar tu nu trebuie să fii la policlinică. Da, eu am spus că așteptam medicul foarte mult și am crezut... A, și te-ai dus până în parc, da? Era aproape. Bine, eu am înțeles, te-am înțeles. Vezi, ia să mănânce, bine, schimbă-te și tu și ea, schimbați-vă. Eu acuși voi scrie un anunț și convine mama, mergem repede deodată să le lipim, bine? Bine. Bine, hai eu mă duc să scriu anunțul. S-a pierdut o fetiță în parcul central, vârsta aproximativă de 7 ani. Este îmbrăcată în blugi albaștri și tricou sur. Ochii de culoare albaștri, slăbuță și înălțime medie. Vă rugăm să ne contactați cine știe ceva de această fetiță pe numărul de telefon 797. Gata, anunțul este gata, acum doar o așteptăm pe mama și mergem afară să le lipim. Iată, prieteni, am fost, am lipit anunțuri. Eu sper că nu în zadar am făcut acest lucru, să sperăm că, după cum vedeți, iată, fetița s-a schimbat în alte hăinuțe de-a lui Ira. Am găsit niște haine când era ea mai mică, fustiță și un tricou, da, un maiou foarte frumos. Și eu cred că se vor găsi părinții. Da, eu tot sper că se vor găsi. Andreea este la mine în brață și încă eu țin și cu mână camera. Voi ați mâncat. Acum noi vrem ca această fetiță să nu fie tristă. Vedeți ce de tare s-a atașat de mama lui Irăcica. Și acum vom merge la magazin. Ce, să-i cumpărăm înghețată, da? Da, înghețată. Și dacă până seară nu ne sună nimeni pe noi, ea va rămâne la noi. Va rămâne la noi. Va dormi cu mine. Da, dacă o să rămâi la noi, noi o să mai continuăm acest filmuleț al nostru
care s-a întâmplat cu această fetiță, vom filma încă. Și desigur, când se vor găsi părinții, tot vă vom arăta. Așa că cine vrea ca să găsim mai în curând părinții acestei fetițe, scrieți-ne în comentarii, puneți-ne like-uri și desigur nu uitați, vă abonați pe canalul nostru YouTube. Da, Andrușa, info, da, prieten. Dar noi acum mergem la magazin să cumpărăm înghețată. Da, vrei înghețată? Da. Bine, hai, dar mergem la magazin. Cumpărăm înghețată.